găsit la o nouă lecție de biologie online. Mă numesc Irița Elena, sunt profesor de biologie la Liceul Moldo-Finlandez. E fascinant să urmărești dezvoltarea omului, o creștere interioară, o transformare fiziologică, o experiență spirituală în creștere. Probabil că ți-ai dat seama că astăzi vom vorbi despre dezvoltarea postnatală, ceea ce este o continuare a dezvoltării prenatale. Dezvoltarea omului este un proces ce se desfășoară de-a lungul întregii vieți. Astfel include transformări fizice, comportamentale, cognitive și, evident, lucru emoționale. Transformările care stau la baza trecerii omului de la sugar la copil, de la copil la adolescent, de la adolescent la matur, parcurge mai multe etape, dezvoltând anumite valori și principii. În literatura de specialitate există mai multe tipuri de periodizări referitoare la dezvoltarea postnatală a omului. O să mă refer la un tip de periodizare, și anume, dezvoltarea postnatală include mai multe trepte. Prima ar fi copilăria, de la 0 până la 14 ani, după care urmează adolescența, de la 14 la 19 sau 21 de ani, maturitatea, 35-56 de ani, bătrânețea, 56-70 ani și longevitatea, ce durează de la 70 ani. Perioada copilăriei începe din momentul nașterii și include o serie de dezvoltări la nivel cognitiv, la nivel fiziologic și la nivel psihologic. Nou-născuții se adaptează foarte rapid la noile condiții de viață. Toate sistemele de organe funcționează independent de organismul matern. Astfel, plămânii încep să se umple cu aer, aparatul circulator funcționează autonom, aparatul digestiv este prevăzut pentru digestia laptelui. Toate aceste modificări au loc datorită hormonilor care sunt secretați de sistemul endocrin al copilului. În perioada primului an de viață are loc închiderea fontanelelor craniului. Fontanela posterioară, ce se închide până la 6 ani, și cea anterioară până la 18 luni. În această perioadă are loc și dezvoltarea curburilor coloanei vertebrale. Datorită faptului că copilul trece de la poziția culcată la poziția bipedă, deci se dezvoltă acele curburi a coloanei vertebrale. Ca urmare, în perioada când începe să țină capul, se dezvoltă curbura cervicală. În perioada când stă pe șezute, se dezvoltă curbura toracală, convex posterior, iar curbura lombară, convex anterior, se dezvoltă în perioada când copilul trece la poziția bipedă. De asemenea, în această perioadă se dezvoltă și curbura sacro-coccigeană. În această perioadă are loc activ dezvoltarea deprinderilor fizice și psihice. La vârsta de 2 ani, copilul începe să fie relativ independent, el vorbește, merge, mănâncă singur. În următorii ani ai copilăriei, de asemenea, are loc creșterea uniformă, dar lentă. Dentiția definitivă apare la copii la vârsta de 6 ani. În perioada de la 2 până la 12 ani, are loc dezvoltarea deprinderilor fizice și psihice mai rapid. Se dezvoltă motricitatea, coordonarea mișcărilor și, de asemenea, responsabilitatea pentru faptele sale. Perioada de adolescență durează de la vârsta de 14 până la 19 sau 21 de ani. Această perioadă se caracterizează prin modificări fizice, psihice și comportamentale care sunt datorate creșterii conținutului hormonilor sexuale. Și de asemenea, în această etapă are loc dezvoltarea și maturizarea sexuală. În această perioadă se dezvoltă organele genitale, atât la fetițe cât și la băieții. De exemplu, pentru fetițe este caracteristic creșterea în volum a ovarelor și a uterului, dezvoltarea sânelor,
apariția ciclului menstrual, dezvoltarea șoldurilor și a oaselor bazinului, apariția părului pubian. La băieții are loc alungirea penisului, creșterea testiculelor și a scrotului, apariția părului pubian și a pilozității faciale, lățirea umerilor, creșterea musculaturii și creșterea în înălțime. În această perioadă este caracteristică și formarea personalității. Este o perioadă normală de conflicte, când intervine clasicul conflict al generațiilor, pentru că adolescenții deseori se exprimă cu afirmații tăioase vis-a-vis de maturi. Maturitatea, care durează de la 35 până la 56 de ani. Această perioadă a maturității se remarcă prin următoarele. Deja se finalizează procesul de dezvoltare fizică, prioritate fiind cariera, autoafirmarea și liniștea sufletească. În această perioadă este foarte importantă păstrarea sănătății prin practicarea sportului și, evident lucru, alimentație corectă. Nu trebuie de consumat substanțe toxice ca alcool sau droguri și, de asemenea, excluderea fumatului. La femei, în perioada de 45-50 de ani, datorită faptului că apare perioada de menopauză, au loc anumite schimbări în organismul femeii. De exemplu, scăderea nivelului de hormoni sexuali, osteoporoza și altele. Bătrânețea, care durează de la 56 până la 70 de ani. Perioada bătrâneții survine treptat. Apar diferite modificări fiziologice și psihice. De exemplu, pielea își pierde elasticitatea, mușchii devin nu atât de tonifiați, oasele devin fragile și scade acuitatea simțurilor, vizual, auditiv, olfactiv și așa mai departe. Longevitatea decurge de la 70 de ani. Ea depinde de zestrea genetică umană și de modul în care acesta a trăit de până acum. În această perioadă se reduce esențial capacitatea excretoare a rinichiului și a ficatului, capacitatea respiratorie a plămânilor, puterea de pompare a miocardului și, de asemenea, viteza de propagare a impulsului nervos. Cu toate acestea, viața continuă, indiferent de modificările fiziologice sau psihice. Aș vrea să îmi continui ideea prin exprimarea propriei viziuni. Seamănă la tinerițe ca să ai ce culege la bătrânețe. Mulțumesc pentru atenție și te aștept la lecția viitoare.